Misiune dificilă de căutare a unei persoane posibil înecate în apele barajului mare de la Sântă Mărie Orlea, în apropierea orașului Hațeg. Alarma a fost dată duminică, însă la lăsarea serii misiunea a fost încheiată, fără succes însă. În această dimineață, căutările au fost reluate, salvatorilor hunedoreni alăturându-se și pompierii scafandrii din județul Alba. Dispeceratul integrat a anunțat ieri tehnicienii hidrocentralei Dinamonte că acționează în consecință astfel încât să evite creșterea nivelului apei naval, ceea ce ar periclita intervenția salvatorilor. Aceștia au oprit căutările pe timp de noapte din cauza condițiilor de vizibilitate. Pompierii scafandrii de la Inspectoratele pentru Situații de Urgență Hunedoara și Alba, împreună cu scafandrii Serviciului Public Județean Salvamont Hunedoara, intervin pentru căutarea unei persoane, posibil înecate, în lacul de acumulare al barajului din localitatea Sântă Mărie Orlea. Este a doua zi a intervenției scafandrilor, misiune care a început duminică după amiază, dar s-a oprit aseară la lăsarea întunericului. În această dimineață căutările au fost reluate, iar în sprijinul echipajelor de salvatori din județ au venit și pompieri scafandri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba. Până la ora difuzării acestui material, salvatorii nu au reușit să găsească posibila persoană înnecată. Aceștia continuă căutările în apele de la barajul de la Sântă Mărie Orlea.